prea s-a discutat problema unei eventuale persoane circulat o sumă uriașă de 10 milioane. Și atunci care este miza acestei plângeri, care iată însuși procurorul general o repune în discuție într-o procedură oficială? Este problema domnilor lor. Dacă doresc să aprofundeze cazul, pentru că am înțeles din citație că e vorba de o cerere de redeschidere, înseamnă că s-a închis odată, este pur și simplu dreptul lor ca să facă. Procurorul a decis că nu au nicio calitate în acest dosar, în 2010. Eu am venit de cap pe fond și nu am nicio problemă în dosarul respectiv. Eu sunt în urmă. Adică s-a încheiat dosarul pentru dumneavoastră? Dar la președinte se urmă să nu citim de altă dată pentru că nu s-o avea cu cei nimic acolo. Deci să înțelegi că dumneavoastră nu va veni nicio calitate în acest dosar. Nici măcar cea de marcă? Cam din 2010. Asta a fost afirmația procurorului. Și directorul a rămas în pronunțare? A fost la judecătorie, domnule Bătrân. Era la judecătorie, s-a mutat la înaltă curte.